veselă acum, de flori de primăvară, de campaniola. Dovedește că mica noastră galerie are o acustică mai bună decât alte sări din... Dacă dumneavoastră aveți plăcere și pe 15 martie vă invit la, la vernisajul expoziției mele personale, că de altfel și pe toți cei prezenți. Nu vreau să spun multe lucruri decât că era de așteptat, pentru că diaconul fiind un om foarte social, să aibă atâția prieteni, însă știu că ați venit și pentru aceste tablouri optimiste, pline de viață și de spirit ludic, cum sunt aceste creații picturale ale lui Petre Diaconu. Este unul dintre cei mai prolifici pictori din Piatra Neamț, cu o bogată activitate expozițională, atât la Siestri, unde are tabăra de bază, cât și în celelalte galerii mai mici sau mai mari din Piatra Neamț și din țară. Da, era normal astăzi, pare normal astăzi, că 1 martie să avem o expoziție a lui Petrică Diaconu, dată fiind cunoscută lui manieră cromatică. Mă gândeam, toată lumea astăzi a primit sau a oferit mărțișoare, o invitație la o galerie de artă, la o expoziție a lui Petrică Diaconu, iată, spun asta pentru doamna de aici, are ceva rău de la mărțișor, nu l-au primit așa simbolic. Dar mai interesant era să fie avut o pictoriță, o artistă creștineză. Și atunci ar fi fost altfel. Și unde și tu să fii vorbit despre expoziție. Dar venindu-mi această idee, am spus, domnule, n-are rost să discut astăzi despre tehnica oricum cunoscut a lui Petrică, sau să vă mădești, sunt 97 sau 94, dar nu sigur, cu ofițe, tablou și alte lucruri. M-am gândit să discut despre sufletul lui Hermafrodit. Adică sunt niște culori, e o sensibilitate și nu, e foarte serioasă problema, care fac dintr-un bărbat oarecare un artist. Dacă mai are și talentul și tehnica să se pună pe pânză sau pe dântire, profilele alea, da, dar felul care simte și degeaba te dai așa, într-o societate falocrată, orice artist, până la urmă, nu e artist dacă n-are un procent în suflet, un spirit de femeie. De aceea sunt așa de puține femei și sunt mai mulți bărbați care lucrează în compensație cu spiritul. Asta vreau să vă spun despre expoziția lui Petrică. Și mă aștept. Îl aștept să vină cu ofertă bărbătească.
După criteriile pe care l-am auzit, a spus că trebuie să deschidem pentru că e martie și melancolia e bună, dar nu știu dacă... Felicitări! Vă atrag atenția totuși asupra, pentru că mai văzut explozia lui Petrică, vă atrag atenția asupra simetriei din partea aceea, pentru că sunt niște noutăți. Mai ales acolo, pare să înceapă ceva. Da. Am luat o vedeală în peisaj. La toată lumea, la mulți ani și succes mai mult. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc că ați venit. Da. Că nu v-ați plictisit. Dacă mai vreți muzică, mai punem. Cum e acolo? Urmează partea a doua. Te manifest. Da, eu mă manifest foarte simplu. Ce vezi de ce ai hotărât? Trecem la partea a doua, da? Now you smash up your life.